În condițiile în care România și Germania nu au în această săptămână jocuri oficiale în preliminariile campionatului european din decembrie din Ungaria și Croația, oficialii celor două formații s-au înțeles să dispute două jocuri amicale la Baia Mare. Primul joc dintre elevele lui Tadić și panțerele germane va avea loc mâine la Baia Mare de la ora 19:30 în sala sporturilor la Scărpană. Al doilea joc se va juca sâmbătă de la ora 17. Ambele partide vor fi transmise în direct de DigiSport. În urmă cu câteva zile, naționala lui Tadić a mai disputat două jocuri de pregătire în compania României de tineret, unul la Baia Mare și unul la Zalău. În ambele partide, tricolorele mari s-au impus 38-27 în capitala Maramureșului și 31-22 sub Meseș. Astăzi, profesorul Gheorghe Tadić sărbătorește în cantonamentul echipei naționale împlinirea unei frumoase vârste. Pe această cale, Regio TV Transilvania îi urează un sincer și călduros la mulți ani!